Anton Durcovici, Omul cu fața de bronz, este o piesă de teatru de la care pleci cu ochii în lacrimi. Arată suferința la care a fost supus de regimul comunist fostul episcop romano-catolic de Iași, doar pentru că nu a renunțat la credința în Dumnezeu. Toată piesa a fost construită după informațiile adunate din documente. Am avut sprijinul cercetătorului Emanuel Cosmovici, care ne-a pus la dispoziție dosarele CNSAS, declarațiile episcopului Anton Durcovici din timpul detenției. Am avut sute de ore de înregistrare ale mărturilor preoților greco-catolici, romani-catolici care au supraviețuit închisorilor. Am avut o întreagă bibliotecă. Doar 5% din piesă este fantezie. În rest, actorii au încercat să redea în tocmai frica înțesată de reprezentanții comunismului, precum și suferința prin care treceau cei care îndrăzneau să critique regimul. Rolul lui Anton Durcovici a fost interpretat de un tânăr pregătit la Iași. Martiriul imaginar pe care îl trăiește în piesă îl copleșește. Relația mea cu Anton Durcovici a fost un pic dificilă la început și am încercat să-i pătrund tainele pentru a-l înțelege mai bine, duritatea și dorința lui de a fi tare în credință. Este foarte greu pentru noi, ca oameni, să trecem prin ceea ce a trecut el. Eu am recunoscut la o repetiție că dacă mie mi s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, probabil aș fi suportat o săptămână, după care aș fi spus tot ce ar fi vrut securiști. Probabil, nu știu, Durcovici este alături de mine, toată episcopia catolică este alături de mine. Episcopul romano-catolic Anton Durcovici a murit în închisoarea din Sighetu Marmației noaptea de 10 spre 11 decembrie 1951. În ultimii ani se fac demersuri pentru canonizarea lui ca sfânt. Comisia pentru cauzele sfinților de la Vatican a preluat documentația în procesul de beatificare. Trăim cu multă emoție în aceste zile, pentru că o să vină o hotărâre în aceste zile. Sperăm, noi ne rugăm. M-am pornit de la început cu această speranță și cu acest dor și cred că se va împlini. Numai că trebuie să așteptăm ritmul. Știți că pentru declararea de fericit sau de sfânt sunt niște etape. Au fost în dieceză, au fost la Roma, la Congregația pentru Sfinți, a trecut de comisiile mari, acum urmează să treacă pe la Sfântul Părinte și sigur că așteptăm cu nerăbdare momentul când se și iscălește un asemenea document, nu numai se vorbește. Piesa de teatru despre viața lui Anton Durcovici a fost jucată pe scena Teatrului Luceafărul. În perioada următoare, reprezentația se va ține în mai multe localități din țară.